înainte să începeți să vă uitați la videoclipul pe care l-am făcut, vreau să vă anunț că prima parte nu este așa amuzantă, este cam plictisitoare și nu am tăiat nicio secvență cu mine atunci când râdeam, pentru că am vrut să fie mai amuzant, ca să nu vă pierdeți interesul. Și vă promit, așa cum v-am promis și în vlog, al doilea o să fie mult mai amuzant, pentru că am o idee super faină. Și acum vă las să vă uitați, vizionare plăcută. Vizionare plăcută! Bună, eu sunt Alexandra și astăzi sunt pe canalul meu de YouTube. Înainte să puneți acest videoclip, am căutat pe YouTube mai multe idei de vloguri, pentru că sunt la început și este primul videoclip de pe acest canal. Și nu am vrut să fie unul foarte plictisitor. Și cred că varianta pe care am ales-o este una destul de interesantă. Înainte să începem, vreau să vă rog să-mi dați un like, un share și un subscribe și să scrieți în comentarii ce mai vreți să vedeți pe acest canal de YouTube, pentru că am câteva idei, dar nu foarte multe. Și astăzi o să vă arăt ce folosesc eu pentru păr. Așa, cum vedeți, m-am spălat pe cap special pentru acest videoclip. O să vă arăt ce folosesc eu pentru păr și pentru ten. Nu sunt foarte multe, pentru că eu consider că foarte multe nu sunt bune. Deci să începem. Acum suntem în baie. Mai întâi o să vă arăt cu ce mă dau pe păr. Este părul, pentru părul gras, să zic așa. Și acum o să vă arăt cum îl aplic pe păr. Cam atât am pus. E asta. Și o să mă dau pe vârfuri. Și nu o să aplic foarte mult, pentru că nu l-am foarte gras. Încă este bun. Dar probabil că așa trebuie să fie din câte am citit eu, din câte știu. Înainte să fac acest loc, am gândit să fac altul. Am vrut să fac un challenge, dar m-am gândit că nu este destul de interesant și că nu o să strâng multe vizualizări. Canalul ăsta este și cel vechi, probabil unii dintre voi știu. Acolo am avut 3 videoclipuri, dar le-am șters pentru că nu mi-a plăcut și sunt de mult. Așa că am zis să încep din nou treaba. Să vă zic că nu lasă foarte bine. Trebuie să au un parfum de flori, un flori din alea. Aproape stau uscat după ce m-am dat cu el și regenerează, se tratează, nu știu cum să zic, foarte bine. Nu am zis la început ceva care este foarte important. Ăsta este contul meu de Instagram. Aici postez de fiecare dată când fac un vlog nou și dacă o să strâng o formă, să zicem, mai mare, o să arăt și părți din videoclip. Desigur că videoclipul al doilea o să fie mult mai interesant, pentru că asta este doar începutul și nu știu ce să fac ca să cresc urmăritorii. Și pe parcurs o să fie mult mai fain, vă promit. Dacă vă întrebați, unii dintre voi știți deja ce era cu clama asta în vârful capului. E pentru că am reto. Acum nu stă bine pentru că nu l-am pierdut. Dar o să vă arăt și cum îl fac pe unul. Acum să vă arăt ce produse folosesc eu pentru față, adică am făcut videoclipul ăsta pentru că poate vă interesează. Am văzut că multe lucruri pe genul și am zis să fac și eu, că de ce nu? Totul e începutul. Dacă mă gândesc mai bine, înainte de carantină foloseam cremă de coșuri. Dar acum am terminat-o și pentru că e carantină nu mai am de unde să găsesc. Și o să pun aici numele
dacă nu mi-l amintesc. Și m-am dat câteva luni cu ea și a făcut foarte, foarte, foarte bine efectul. Pe aia vi-o recomand cel mai mult dacă aveți astfel de probleme sau ați avut, eu am avut. Și acum nu mai am dat de ei, dar și altor soluții. Pe locul 2, cea care mă ajută și m-a ajutat foarte mult, este acest săpun. Bioderma. Este și de față, și de păr, și de corp, și de toate. Eu mă spăl doar pe față cu el și o să vă arăt acum cum mă spăl cu el. Mai întâi de toate o să îmi prind părul cu un elastic. Și ca să nu mi se desfacă clama, pentru că e cu Ariel și nu este foarte bună, o să îmi pun un fel de bentiță. Și acum probabil că îmi pot desface părul, dar mai bine las așa. M-am spălat pe mâini, acum o să îmi aud puțin mâinile. Și o să aplic săpunul. Și cam atât pun, de obicei. M-am spălat și pe față, înainte să apăs butonul acela de filmat. Mi-a intrat în gură. Dacă tot mi-a intrat, o să vorbesc. Acum aștept puțin să se usuce și după o să iau tot săpunul cu apa. Așa. Cum îmi pot desface părul ca să-mi dau și asta jos din cap? De obicei mă dau de 2 ori pe săptămână, dar o puteți folosi de mai multe ori dacă sunteți interesați de ea. De fapt de el, că-i să pun. Da. Deci, pe ea o folosesc cel mai rar. Este o cremă de gălbenele, are rol mai mult de hidratare, dar dacă o folosesc prea mult, nu mă ajută la nimic. Și ultima loțiune pe care o foloseam cu mult timp în urmă, adică acum câteva luni, este Lara. Super loțiune pentru față cu aloe vera. Asta mi-a ars fața. Nu o recomand. Miroase aloe vera. Și mai mult semăna cu o loțiune de dat după plajă. Adică așa de rău se simțea. Și trebuia să se simtă bine, dar nu. Nu se simte. Și ultima chestie pe care o să o folosesc este o mască de față. Așa că o să împrim părul. Cu asta mă dau odată la... Nu mai râde.
Cu asta mă dau o dată la o săptămână. N-a trecut o săptămână, dar mă dau. Asta nu se ia prin desfoliere. Se ia tot la apă. Ghinionul meu. Mi-a sărit tu. Nu-i nimic interesant să... În a vedea cum mă dau cu o de asta, dar e amuzant să fac să-mi bea. Știu că asta, dacă dai pe sprâncene sau pe gene, îți ia părul. Deci, îți ia părul. Cum ar fi să mă vedeți fără sprâncene și fără gene? Cred că aș fi ca am văzut o postare, erau doar niște sprâncene, erau așa colorate și din alea. O linie normală, nu era nicio sprânceană acolo. Că și văd eu bine în camera asta. Ce fac? Asta cred că e cea mai amuzantă parte. Nu știu aici. Vai. Ajung eu fără păr. Atât am trebuie. Am pus aici. O să vă arăt după ce termin. Deci talentul meu e să mă dau cu mască în păr. Deci că-s naufragiată din aia. Nu ia să zici. Vlogul ăsta e unul eșuat. Și pentru că mai am puțin, nu mai opresc camera, că deja mă enervez. S-a tot fuța cu camera pe aici. Nu, e prea multă să mă dau aici. Vreau să fac ASMR. Că tot am microfon. Ce-i face eu la un ASMR? Ăla cred că să fie bombă. Hai că te screenshot-uri acum. De la prietenii mei de pe Instagram. Dar de ce pe nas nu mă dau? Doamne ferește! Apropo, am uitat să fac un anunț. La 100 de abonați o să fac vlog cu sora mea. Viața mea, iar mi-a drumul. Știți că nu râdeam singur atunci. Nu vreau să fie ceva plictisitor, așa că nu o să tai multe secvențe atunci când râd. Așa, nici mie nu mi-ar fi plăcut să văd vloguri din astea plictisitoare în care doar arăt ce fac. Deci, da. Și cam atât. Degetul meu e mai mascat decât mine. Oricum am dus să mă spun cu mine. Și acum trebuie să las jumătate de oră, dar nu la jumătate de oră, pentru că da. O să las până când se face alb. Adică așa. Apoi îl iau cu apă. O să vă arăt rezultatul final.
să pun un cadru cu tine. Nu. De ce? Nu, nu, la 100. Dar poate fac și mai multe like-uri. Nu, nu, nu. Deci, ați auzit-o, la 100 pun cu ea. Era să uit. După ce îmi iau chestia asta de pe ochi, o să vă arăt cum îmi fac bretonul cu feonul. De câte ori mi l-am făcut până acum, trebuia să fie extra mega ars. Dar nu e. Ce date azi? Nu, no, nu. No. Deci azi suntem în 9, sâmbătă. Și următorul vlog o să-l pun miercuri. Deci, următorul vlog va fi postat pe 13 mai, dacă mai intervine o idee de mea de a bombă. Sigur că o să pun mai devreme de 13 mai, dar dacă nu, atunci va fi următorul. Să vă arăt o priveliște bombă. Niște lăzi. Am uitat să zic ceva. Atunci când am avut primele mele vloguri, de acum câțiva ani, nu mai știu cât, am avut, să zic, o mare fană. Mi-a scris în comentarii, continuu tot așa și vei ajunge la 1000 de abonați sau la 1000 de abonați. Dacă ea se uită la acest videoclip, vreau să o salut. Carantina sorului. Țin să vă anunț că acest vlog nu a fost făcut ca să vă arăt cu ce mă dau. De fapt, a fost făcut și pentru asta, că de-aia am făcut pe aici, am făcut, dar am făcut-o ca să mă distrez. Vreți să vezi mai de aproape? Nu! No! Deci, sora mea a vrut să-mi dea apă de flori. Să beau apă de flori. Acum o să mă duc să-mi iau această mască, pentru că deja nu o mai suport. Mi-am luat-o foarte greu, dar mi-am luat-o. Părul încă nu s-a uscat de tot, așa nici bretonul, așa că am ocazia să vă arăt doar cum îmi fac bretonul, pentru că dacă aș arăta cum aș usca pe cap, degeaba aș mai face videoclipul. Cazul în care vă întrebați ce este asta, a fost o perie, dar pentru că am avut nevoie de ceva care să-mi ondulesc bretonul, pentru că nu folosesc bigudiuri, deoarece cred că mi-arde părul, aici a fost mânerul, să zic așa, dar l-am scos ca să rămână doar chestia asta, să pot face asta în timp ce mi-l usuc. Acum este destul de ondulat, așa că mai trebuie doar să îl așez. Cam așa arată după ce l-am aranjat puțin. Desigur că mai multe poze le găsiți la mine pe Instagram. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să faceți ce am menționat la început să faceți. Și noi ne vedem data viitoare. Probabil că miercuri. Pa!